DTT-ule! Nu știu de voi, dar mai mult ca sigur ați avut măcar o dată probleme cu dinții. Fie că era vorba de o carie, o infecție sau că ți-a crescut un dinte mai harcana. Ei bine, eu am prins frica asta de stomatolog încă de mic. Mai exact de când am primit primele semnale de la dinții de lapte. Frățică, mi-a părut bine, vezi că mă duc, he-he! Aoleu! Și acum probabil că vă întrebați. Ce, doamne, iartă-mă, a fost așa traumatizant de-ai prins frică de stomatolog încă de când aveai dinții de lapte? Păi simplu, mie nu mi-a explicat nimeni că e normal să scadă dinții și după că-ți cresc alții. Eu am crezut că aia e, ăștia cresc, pe ăștia ai. Pe lângă asta, cum eram eu micuț și mă uitam la wrestling pe ascuns pentru că nu mă lăsau ai mei să mă uit. Nu te mai uita la toate prostiile, astea nu sunt pentru copii. Hai lasă, dragă, că nu poate el să facă ca ăia. Cu ce să-l afecteze? Zice și la final. Aceste manevre sunt executate de profesioniști. Nu încercați să le reproduceți acasă. Da, tot eu la școală. Mihăiță, ia uite, ce? And his name is John C. You can see me, Mihăiță! În fine, și cum mă uitam eu pe ascuns la wrestling și stăteam atârnat harcana cu o mână pe butonul de schimba programul pentru că nu aveam telecomandă și maica mea mai venea și ca un uliu și dădea buzna peste mine să vadă ce fac. Ce faci mai aici? Mă uit la desene. Și de ce stai cu mâna ridicată? Păi voiam să schimb pe alte desene că pe astea le-am mai văzut. Aha, sigur nu faci tu ceva? Nu. Bine. Să nu mai stai mult și să te bagi la somn. Bine, bine. And his name is John C. Dar lăsând toate astea deoparte, cum stăteam eu atârnache, mi-am dat seama pentru prima dată în viață că mi se mișcă dintele din față. Și bineînțeles că m-am comportat ca un copil normal de urma să se ducă să le spună părinților. Aoleu, ce-a pățit băiatul? Ai lăsat iar cuțitele pe masă? Timpule, ce-ai pățit? Zi repede dacă ai dat foc la ceva, iar că nu te certăm, zi repede. Și cum stăteam eu împietrit și cu lacrimi de crocodil, de-abia mai puteam să vorbesc, am zis așa. Dinții, dinții! Aoleu, a căzut și și-a rupt dinții. Nu, nu, se mișcă dintele. Ah, hai mă, mamă, mă, ce ne sperii așa? Sigur n-ai dat foc la ceva? Nu, se mișcă dintele. Hai, lasă că merge mâine la dentist. Dar de ce să-l ducem, dragă, la dentist? Sunt dinți de lapte. Adu niște ață că-i smulg eu. Dar ce, mai suntem pe vremea lui Pasvante Chioru? Ducem băiatul la stomatolog. Pa, încă 50 de lei. Acum, să nu înțelegeți că taică-miu era ultimul zgârcit. Nici pe departe, doar că lui nu-i plăceau cheltuielile neprevăzute, cum nu-mi plac nici mie. Și să nu-mi zică unul, aoleu, sunt fier să arunc cu banii aiurea, he-he. Așa că astăzi o să vă prezint ceva ce o să vă fie de mare folos. Hai să dăm drumul la tobe, Surfshark. Tu încă aștepți tobele? N-am, bă, am zis și eu la uha. Și de ce o să vă fie de mare folos? O să vedeți, dar prima dată să vă explic ce este. Surfshark este o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet. Bun, s-a înțeles până acum. Bă, tu ăla din ultima bancă, ia zi ce am zis. Surfshark este o rețea privată? Da, mă, gata, ești creier. Păi fii antenă, cu ajutorul acestui VPN ai acces la prețuri mai mici la cumpărăturile online, abonamente mai ieftine la diverse platforme gen HBO, chiar și YouTube. Și cel mai mișto e că poți să folosești Netflix-ul așa cum vrea mușchiul tău. Pentru că, după cum sigur știi, unele seriale și filme nu sunt accesibile în anumite zone, cum ar fi România. Și așa te poți conecta prin două clicuri, pac, pac, direct oriunde vrei tu și să te uiți la orice vrei tu. Pe lângă asta, Surfshark are și un add-on pentru security device și anume Surfshark One, care după părerea mea cea mai tare caracteristică este cea de Surfshark Antivirus, care te ajută să menții device-ul curat, poți face quick și full scan și să ai scanări programate. Așa că dacă vrei să te bucuri de aceste beneficii, precum să te uiți cu consoarta ta la un serial pe Netflix indisponibil în România sau poate vrei să călătorești și să-ți iei bilete de avion și camere de hotel mult mai ieftine, ai mare cadou de la mine. Dacă folosești codul promoțional și intri pe linkul meu din descriere, te abonezi acum la Surfshark și obții o ofertă exclusivă și încă 3 luni gratuite. Și acum să ne întoarcem la dentist. Și vă dau seama cum a fost la stomatolog. Haide, dragule, deschide gura. Nu, o să dureze o secundă. Nu, hai mă, mamă, mă, deschide gura. Nu, uite, mama ta o să-ți cumpere o bombonică dacă deschizi gura. Nu, o să-ți ia și o mașinuță. Nu, o să-ți ia și o mașinuță și un tractoraș. Haideți, doamnă, să nu ne întindem. În fine, după ce m-au imobilizat bine, că eu tot nu am deschis gura până nu mi-a băgat taică-miu degetul în gură cu forța de la mușcat, n-au reușit. Haideți, doamnă, odată
că ăsta mănâncă degetul. Și imaginați-vă că asta s-a întâmplat cu primul dinte, că nu știam eu la ce să mă aștept. Acum gândiți-vă cum au fost scoși și ceilalți dinți. Haideți, doamnă, mai repede că ăsta mănâncă degetul. Chiar și așa, de-a lungul timpului, din fericire, nu prea mai avut nevoie de dentist. Doar așa, de-astea minore, una, două carii. Însă, doamne, doamne, cred că are simțul umorului foarte bine dezvoltat, că altfel nu pot să-mi explic. 100% se plictisește de rupe acolo sus. Petrule, au, de când a mai fost bă ăsta la dentist? Păi a fost de mult faza aia Caterinca cu dinții de lapte de la mușca pe taxul de deget. Mem, ce-a mai râs? Și acum ceva timp s-a dus pentru o carie. E, doar atât? Da. Pa, Petrule, ia fi pe fază. Și așa m-a luat pe mine din somn în dușmănie, bardai durerea de măsea. O, toadals! Fai! Și acum e de reținut că eu nu suport durerea. Adică atunci când sufăr de ceva, devin foarte irașibil și nervos pe tot. Pe partea ailaltă e consoarta, care dacă e trezită și ea e nervoasă. Doar imaginați-vă când sună ceasul de dimineață. De ce sună ceasul, tipule? De ce sună ceasul? Pentru că l-ai pus. Nu țipa la mine. Păi nu țip. E, nu țip. Și cam așa a început aventura și în ziua când m-a luat măseaua. Fai de tuți măseaua. Ce ai? Mă doare măseaua. Și de ce ești nervos? Pentru că mă doare măseaua. Tu de ce ești nervoasă? Pentru că m-ai trezit. Dar n-am vrut. Nu mai țipa la mine. Păi nu țip. E, nu țip. Bine, tu ce pare rău? Nu, mie pare rău. În fine, și-am mai răbdat eu până la 8 dimineața ca să pot să-mi sun la un cabinet. Bună ziua, bună ziua. Aș dori o programare la dumneavoastră. Sigur, ce problemă aveți? Mă doare o măsea de mor. Nicio problemă, când puteți să veniți, oricând. Bine, bine, să vă faceți o panoramică. Fa! Și în disperare aia direct cheamă Uber, că nu voiam să conduc. Dacă mai prindeam la volan și trafic și dacă, doamne ferește, mai îndădea vreunul două claxoane, făceam pușcărie direct, 15 ani cu executare, s-ar dâna pe dacă te mint. Și începe aventura, urc în Uber. Bună dimineața. Neața. Unde mergem? Și v-am zis că eu sunt foarte prost când sufăr de ceva. Și am început. Dar ce, eu nu ți-am pus pe aplicație? Uite că ai Waze-ul conectat. Tu mă întrebi pe mine unde mergem? Ăla săracu, ce să zică, mintea lui cred că era, doamne, nu mai tâmpiți la ora asta. În fine, oprește în sfârșit la primul centru de la de radiografie. Bună ziua, bună ziua! O radiografie! De care? Panoramică! Intră în cabină, bag o chestie de aia de plastic în gură. Încercați să strângeți din dinți! Eu vă comandare! Ce? Scoate chestia aia de plastic din gură. Ce ai spus, domne? Mă doare, nu pot să strâng. A, vă doare? A, nu, am venit să fac radiografia, așa că nu aveam ce să fac acasă. Haideți, domne, odată. Fă radiografia, așteaptă radiografia, vine radiografia. Cât trebuie să plătesc? 1 milion. Băgă! Ieși afară, cheamă alt Uber, aplicația arată că fac 30 de minute până la cabinet. Faide, intru în Uber, îi zic lui ăsta. Bună ziua, bună. Tu-mă cu viteza luminii că mor. Ajung la clinică. Bună ziua, am o programare. Când? În 2026. Acum am programare. Și în sfârșit vine medicul, ia panoramica și se uită 2 secunde la ea și face: "Mam." Mai cheamă un medic, face și ăla: "Mam." Am început și eu să fac mam, deși nu știam de ce, dar am zis să nu par prost. Și începe: "Domnule Deep, nu e o simplă carie. Adică, trebuie să vă operăm." "Operație la măsea? Trebuie să vă scoatem măselele de minte." "Păi mie nu mi-au crescut din ce știu." "Ba da, ba nu." "Eu zic că da. Eu vă zic că nu le-am în gură." "Păi asta e problema, că nu le aveți în gură." "Fai de cum mă, nu le-am în gură, dar unde le-am pe piept?" Și începe omul să-mi explice pe radiografie. Și ce aveam eu să văd, de nici în filmele cu proști nu se întâmplă așa ceva. Măselele mele de minte au dat să crească după 1000 de ani întârziere și nu oricum, sub gingie. Adică nu se vedeau pe exterior și pe orizontală. Adică doar uitați-vă aici. Una face pe nebună, ailaltă are scolioză. S-au bătut între ele. Când e frate lângă frate, moare o măsea pe noapte. Și începe să toarne domnul doctor de-a băgat toți perieții în mine. "Domnule Deep, este o procedură mai complicată. O să dureze în jur de 3 ore. Chiar mă operezi la bune?" "Da, numai chirurgical putem să scoatem măsele." Și 3 ore pentru amândouă? "Nu, doar pentru una. Și mai trebuie să discutăm și de costuri, să fim siguri dacă începem procedurile de pe acum sau amânăm." În mintea mea: "Dar cât poate să coste, mă, că până la urmă scot măsele, nu îmi pun." Și mi-explică el așa mai în detaliu că măselele astea ale mele de-au luat-o randeaua au început să pingă măselele din fața lor. Și acolo e și mai jale. Tratament de canal, pivoți, plus coronițe, operații. Adică eu m-am dus pentru o carie și am aflat că o să-mi taie capul. Și a început mâncava și să verse toate prețurile posibile. 8 milioane, 12 milioane, 4 milioane, 5 milioane, 7 milioane, ho! Frână, trrr! Zici că era la o licitație de aia. Pentru măselele lui Deep. Licitația începe de la 100 de lei. Pentru măselele lui Deep avem acolo 300 de lei. Oh, pentru măsele 400, pentru măsele 12 milioane. Oh, continuăm 15 milioane. Oh, ce seară mirobolantă, 26 de milioane. Cineva 26 odată de 2 ori de... Oh, 34 de milioane. 46, oameni buni, ce se întâmplă? 50 de milioane odată de 2 ori de 3 ori vândut. În concluzie, m-a scăpat omul de 50 de milioane până la final. Acum sunt bine. De asta am și scos doar 2 clipuri de 8 minute cu ce părți audio aveam de prin laptop, de la niște episoade care nu o să iasă niciodată. Pentru că nici n-am putut să vorbesc. O lună asta numai cu fire în gură. 2 săptămâni la o măsea, după la fraxul. Am mâncat numai ciorbă, apă cu condimente. Îmi tremurau genunchii când mă duceam la magazin să-mi iau un bidon de apă. Și pe lângă asta lumea mai și credea că am retard, că de-abia puteam să vorbesc. "Scuze-mă, eu nu-s de aici. Câte stații mai sunt până la Unirii?" "Hei, poftim?" "Hei, stați." "Da, mulțumesc." "Ce ai, mă, a fost groaznic, mai ales după primele zile de intervenție, că mă durea și locul unde mi-a făcut anestezie. De-abia puteam să deschid gura. Eu nu mâncam ciorba, eu vărsam ciorba în gură. Mi-a luat consoartă o linguriță de aia de
copii ca să pot să mănânc câte ceva. Mai era și roz. Alte n-ai găsit? E, mai ești pretenții. Cu toate astea, tot rău a trecut, dar portofelul încă plânge, mai ales când mă duc la cumpărături. Televizor Smart 4K Ultra HD 20 de bețe. Ce zici? Ne schimbăm televizorul? Da, cred că e și cazul. Între timp portofelul. Stai ușor! Petrule, ia vezi aici că n-am terminat. Fii atent pe fază. Și în caz că nu era de ajuns, se îmbolnăvește și câinatul. Cum mi-am dat seama? Păi dormeam și eu liniștit, că eu așa mai dorm. Liniștit. Și vine micuneala asta secretă, dăm două limbă pe față, că el așa mai face. Se trezește pe la 6 dimineața și vine și mă linge. Bună dimineața, domnule stăpân. E timpul să te trezești, e dimineață. Haide să mă scoți afară, că mă cac. Și după îți face în ciudă că dă din coada aia de zici că e elicopter. Mă rog, deja m-am obișnuit. Problema e că a ajuns să mă trezească din somn nu pentru că mă linge pe față, ci că-i pute gura. Bună dimineața, domnule! Mam, ce-ai mâncat, mă, cai morți? Nu o să înțeleg niciodată cum poate să iasă așa duhoare dintr-un câine de un chil. Ce, doamne, iartă, mă bagă ăștia, mă, în bobiție Cernobâl? Și așa au început discuțiile în casă. Auzi, tu simți cum îi pute gura lui ăsta? Ia dă să văd. Hai la veterinar. Hai, mă, mergem la veterinar că-i pute gura. Da, cine știe ce are? Ce să aibă, mă? Pă, cum e tre? Tu cumva ai mâncat vreun șobolan pe afară? Ce naiba vorbesc, mă, ăștia-i? Aoleu, dar chiar, dacă mirosul ai venit din stomac. Aoleu, hai la spital. Cum, mă, la spital? Îl internează lângă ea cu apendicită, ce naiba? Nu, mă, la spitalul de căței. Există spital de căței? Da, da, știu pe cineva care s-a dus la urgențe acolo. Au și ăștia opu de căței? Au și de pisici, de toate. Ferească. Și uite așa, la 7 dimineața eram noi în drum spre spitalul de căței. O plăcere. Mă, și ai zis că era ca în filme. Sală de așteptare la urgențe. Adică nu așa oricum. Nu cabine de la de colțul blocului de VIP, pui căinatul injecție și pe acasă. Aici erau medici de gardă, mă. Păi da, ne respectăm și noi sau ce? În fine, și cum eram cu căinatul ăsta în sala de așteptare, mai erau pe acolo și alți oameni, care na, și ei cu animăluțele sărăcuțele și se mai băgau în vorbă. Unul cu perfuzie săracu, altul cu condala în jurul capului, care apropo, în caz că mai există proști ca mine, conul ăla nu e ca să audă mai bine câinele așa cum am crezut eu. Ăla e ca să nu lase să se scarpine în zona aia. Și cum așteptam toți, se băgau în seamă. Al tău ce are, săracu? A vomitat toată noaptea și face diaree cu sânge. Me, dar al tău ce are? Nu mai mănâncă de 4 zile și doarme în continuu. Dar al tău? A dat mașina peste el. Doamne, ce oameni! Dar al tău ce are? Băi, și aici m-am blocat. Dintre toți răniții, eu eram acolo pentru că-i candea gura lui ăsta. Și vă dați seama că mi-era rușine să spun. Așa că tot ce am putut eu să inventez pe moment a fost... Are diabe, doamnă. Bă, atât am putut. Când ești prost, ești prost. Vă dați seama că caută cu toți din gură, nu mă credea nici naiba. Dar mai bine mincinos decât să zic că am venit la urgență că-i pute gura câinatului. Mai ales când pe lângă el erau toți răniții. Consoarta a făcut... Deja se înroșise la față, parcă și câinatul făcea... Ești prost rău de tot, dar măcar îmi dai pliculeț. Și cu toate astea, a venit și rândul nostru. Bună ziua, bună ziua. Ia spuneți-mi, ce a pățit micuțul? Spune tu. Nu, spune tu. Domnule, îi pute gura rău. Și ce credeți, mă, că avea? Inflamație. De ce? Pentru că și lui îi cresc dinții invers. Bă, aici sus! Uite-mă, mă, aici! Nu uita de link-ul din descriere care îți va oferi o ofertă exclusivă și 3 luni gratuite. Baftă la Netflix! 2-2-2, mă aud? 2-2. Mam, ce are? Test. Cum nu le-am în gură, dar unde le-am pe piept? What waddles? What waddles? Bine, să vă faceți o panoramic. Panoramică. Bine, să vă faceți o panoramică. Apoi dacă ai ajuns până aici, n-ai dat o abonare, rușine, rușinică. Și a început mâncava și să verse toate prețurile posibile. 8 milioane, 12 milioane, 4 milioane, 5 milioane, 7... 8 milioane, 12 milioane, 4 milioane, 5 milioane... 8 milioane, 12 milioane, 4 milioane, 5 milioane, 7 milioane. Eho, frână! Trrr. Bună dimineața, domnule stăpân! Bună dimineața! Bună dimineața, domnule stăpân! E timpul să te trezești de dimineață! Mam, ce-ai mâncat, mă, că-i morți? Mam, ce-ai mâncat, mă, că-i morți? Mam, ce-ai mâncat, mă, că-i morți? Da, cât poate să coste, domne, că până la urmă scot măsele, nu îmi pun! Am citit de pe două rânduri în același timp. Dar cât poate să coste că până la urmă scot măsele, nu îmi pun!